relevat foarte bine prin prietenia pe care a avut-o cu doamna Valeria Peter Predescu, unul dintre prietenii apropiației dumneei, care atunci când era invitat, mai tânăr fiind decât doamna Valeria, atunci când era invitat la un spectacol, la o nuntă mai ales, la o petrecere, spunea foarte simplu și punea o condiție zicând: eu vin la nunta respectivă, dar am și o rugăminte. S-o invitat și pe doamna Valeria Peter Predescu pentru a prezenta găina, pentru a da găina. Știți că este un obicei tradițional cel al prezentării găinii la nuntă, către naș și către nașă, de către socăciță, un obicei pe care doamna Valeria Peter Predescu îl descoperea, îl dăruia într-un mod de excepție. Acel solist care nu mergea la nuntă fără prezența doamnei Valeria Peter Predescu se numește Radu Ciordaș, este colegul nostru, pe care vă rog să-l aplaudați pentru că vine astăzi aici în scenă spre avântării din plinul de plinării. Alături de timp se vor veni și alți colegi de scenă al doamnei Valeria, din Banat doamna Elena Georgescu Doni, iar de la Sibiu Marcel Părău. Să-i primim cu multe căldură și dragoste. Thank you.
la cor.